Bine v-am regăsit, dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, într-un nou format de această dată. La solicitările unor dintre dumneavoastră, am ales să stăm un pic mai mult de vorbă cu invitații noștri. De această dată avem 45 de minute la dispoziție și pentru că astăzi avem un subiect extrem de delicat, dificil, n-am vrea să ne fugărim ideile în răspunsuri facile, n-am vrea să oferim răspunsuri care n-au fost îndelung analizate și discutate între noi. Pentru prima emisiune din nou format, l-am invitat din nou pe pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Am primit reacții după ultima noastră emisiune despre imigrație. Și reacțiile s-au împărțit în două categorii. Avem două categorii la extrema pendulului. Ultrapacifiștii și ultrajustițiari. Aș vrea să rezum cele două margini ale spectrului și apoi să încercăm să intrăm într-o discuție în lumina scripturilor, să filtrăm tot ce ne vine dinspre ziare, dinspre mass media și să căutăm echilibrul înțelepciunii duhovnicești atunci când ne uităm la violență în general. Și când spun violență în general, mă refer la ultimele evenimente care ne-au intrat în casă prin sticla televizoarelor sau prin hârtia ziarelor. Cele două extreme despre care discutăm sunt următoarele. Avem ultrapacifiștii care se exprimă în felul următor. Nu trebuie să avem niciun fel de reacție față de agresiunea ISIS. Dumnezeu în suveranitatea lui va avea grijă de ei, Dumnezeu îi va opri, noi trebuie doar să iubim, noi trebuie să-i acceptăm, noi trebuie să îi primim, să-i evangelizăm eventual, să stăm ca niște oi care sunt duse la tăiere. Bineînțeles, creionez în creion în tuș gros această poziție. A doua poziție, treziți-vă europeni, este ultima șansă, veți fi înghițiți, valurile de emigrație care vor veni, au venit și vor veni, aduc tot mai mulți teroriști, tot mai mulți agresori, este o conspirație secretă a muslimilor care învelesc în imigrație pașnică un val de armate teroriste care ne vor distruge setting-ul cultural. Pastor Ghiță Mocan, cum răspundem pastoral, biblic, teologic celor două extreme ale pendulului? Cred că devine din ce în ce mai complicat, iar subiectul ce l-am abordat atunci despre imigrație, dacă a ridicat aceste două poziții extreme, confirmă, cum și subiectul de azi îl confirmă, că evenimentele care vin peste noi ca un tăvălug nu fac altceva decât să ne provoace într-atât de mult încât cu multă ușurință, dar în același timp în mod păgubos, ne ducem fie spre extremă, fie spre cealaltă. Probabil că din punct de vedere conceptual toate aceste evenimente care au, iată, o notă de violență uneori absolut terifiantă ne provoacă să luăm atitudini absolut radicale. Ne împing spre un radicalism care, din păcate, nu este evanghelic. Aș încerca să răspund, poate cu o mică introducere, pe două paliere. Biblia, mai ales Vechiul Testament, este o carte în care găsim în conținutul ei destul de multă violență, confruntări armate, confruntări om la om. Găsim într-un fel tipuri de comportament care apar în miniatură, în paradigma acolo și care se reiau ca variațiuni pe aceeași temă de-a lungul istoriei creștinismului și a lumii. Apoi, în sânul creștinismului, istoric vorbind, au existat violențe de-a lungul secolelor, în fiecare secol de altfel, de care ar trebui să ne fie jenă, ar trebui să ne fie rușine, ca să nu mai spunem că începând din secolul 7 de la apariția islamului, între creștinism și islam s-a purtat mereu un război mai mult sau mai puțin vizibil. În orice caz, au fost teritorii câștigate, recâștigate, au fost spații de luptă ideologică sau cu arma.
Doar că acum noi, nouă ne este dat, generației noastre, să privim spre această bătălie care de fapt reia o temă mai veche și o duce însă mult mai departe, într-adevăr mult mai departe. Dacă ne uităm așa cum ați invocat prin Scripturi, de la Cain și Abel, de la prima crimă, până în Apocalipsa, tot șirul roșu al Scripturii, istoria binecuvântării, așa cum îi place fratelui Beni fără Gău să spună, istoria binecuvântării este călăuzită de un fir roșu al binecuvântărilor Dumnezeu, dar și o dâră roșie de sânge. Avem tot felul de confruntări și unii ar spune, susținătorii războiului sfânt creștin, care au argumente istorice și teologice la Augustin. Augustin scrie pagini absolut superbe și bine argumentate despre necesitatea războiului, despre utilitatea războiului, despre utilitatea războiului ca un rău mai mic. Aceștia spun, avem un Dumnezeu războinic. Avem un Dumnezeu care își pune îngerii să lupte până în Apocalipsa și vedem în Daniel, vedem în Apocalipsa războaie care se desfășoară deasupra capetelor noastre, războaie în lumea spirituală, așa cum vedem războaie în care Dumnezeu iese la luptă. Avem un Dumnezeu care își sfătuiește soldații spre genocid, spune lui Iosua să-și curățe Canaanul. Cum reacționăm având aceste modele în minte, această paradigmă rezidentă a unui Dumnezeu războinic, cum reacționăm și cum răspundem acum când, iată, evenimentele din Franța ne înfioară și ne dau emoția aceea în stomac de dorință de răzbunare, dorință de a răspunde? Așa cum spuneați, aș începe răspunsul de la coadă și aș spune că prima reacție care o creează violența, aproape ca un automatism emoțional, este dorința aceasta, setea de răzbunare. Ori, da, sunt de acord că există multă tensiune și conflict până în ultima carte a Bibliei. Nota bene, e mai ușor suportabilă violența din Biblie decât violența de la Paris, pentru că e oarecum mai departe de noi și este destul de depărtată în timp și nu punem atâta pasiune. Însă, nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu încurajează răzbunarea. Adică violența din Biblie nu este rodul unei răzbunări, ci mai degrabă a providenței. Ori diferența aceasta, deși poate pare de nuanță, ea este fundamentală. Dacă prima reacție pe care o avem la violență este răzbunarea, ar trebui mai degrabă să ne întrebăm de unde vine acea reacție. În mod cert, nu din Duhul lui Dumnezeu. În mod cert, nu din iubirea creștină înțeleasă în sens nou testamental, în limbajul Domnului Iisus, în învățătura Domnului Iisus și perpetuată apoi de apostoli, în mod cert, din spiritul acela sau din instinctul acela profund firesc al nostru, sunt reacții viscerale, sunt reacții puternic emoționale. De obicei, și în viața de zi cu zi, cele mai multe greșeli le facem pe fond emoțional. Mă gândesc că aceeași paradigmă ar trebui să o aplicăm și din coace. Eu sunt un tip de persoană care reacționez rapid. Structural sunt pasional și unii dintre prietenii mei știu asta, știu că am fost destul de războinic în tinerețe și ca fost practicant de arte marțiale, uneori este aici, în gât, răspunsul la violență. Unul dintre prietenii mei, știind aceste detalii din viața mea, m-a întrebat imediat după atentatele de la Paris, ironic, urmărindu-ne în dialog, urmărindu-ne emisiunea, mi-a pus următoarea întrebare. Ei, acum să te văd, acum îi mai iubești pe musulmani? Am răspuns fără niciun fel de tremur în glas. Da, îi mai iubesc. Cum, după tot ce au făcut, nu trebuie să confundăm iubirea creștină poruncită de Iisus. Nu pot să spun când sunt simpatici, nu pot să spun că accept faptele lor, nu pot să spun că mă bucur în vreun fel de existența lor în acest fel, între europeni și de modul în care îți manifestă. Dar dacă mă întrebi, îi mai iubesc, eu îți răspund în felul următor. Îi iubesc pentru că mi-a fost poruncit să iubesc. Și ce faci dacă ai fi atacat sau ți-ar fi atacată țara sau familia? Atunci am dat un răspuns
cu totul neașteptat pentru el și am spus aș pune mâna pe armă fără ezitare. Între cele două feluri de iubiri, iubirea pentru aproapele și iubirea pentru aproapele, în jurul meu se segmentează și se diferențiază automat între cel care mi este mai aproape, cine nu se îngrijește de ei săi este mai rău ca un păgân, și cel care îmi este în proximitate, tot aproape, care este obiectul iubirii mele și spre care trebuie să revărs lumina Evangheliei. Dacă cineva mi-atacă soția pe stradă sau copiii pe stradă și sunt în stare să-i apăr, îi voi apăra fără ezitare, cu părere de rău, făcându-i rău celui care mi-atacă familia, este nevoile drept, și neamul. Ca este să zic. Dreptul legitim la autoapărare, în fond. Sigur. Da. Cred că a sosit vremea ca să facem diferența, uneori cu durere, între om și faptele lui. Iar în cazul acesta, om, pentru noi acum, sub această presiune a evenimentelor, este omul diferit, este omul de o altă religie, este islamicul. Să luăm în calcul și afirmații pe care le fac unii islamici, unii adepți ai islamului, care sunt non-violenți, care nu au nici pe departe astfel de apucături, care sunt destul de mulți, sunt majoritatea în fond. Iată cum din nou o minoritate creează un curent, creează o fobie mult mai mult decât o majoritate. Majoritățile, cum știm, sunt lente, sunt ineficiente adesea, sunt greu de mișcat dintr-un spațiu în altul, pe când o minoritate, iată ce reușește să facă. Cum putem să izolăm? Și cum putem să... Pentru că de asta suntem acuzați. Eu am fost acuzat și de o parte și de alta. Ba că sunt ultra-pacifist, ba că sunt foarte... răspund cu violență la violență. Cum putem face aceste fine distinții între a spune nu toți musulmanii sunt teroriști, dar toți teroriștii sunt musulmani, spunea cineva. Acum avem cazuri de teroriști și creștini, dar asta este o altă discuție. Avem oameni care au pus bombe și care au făcut rău din spațiu creștin. Stalin este absolvent de seminar creștin. Toți mari tirani au avut contingență cu teologia, au trecut sau în au avut prin... o pasiune pentru, da. Pentru sau au crescut metafizic. Într-o familie. Da. Ce să mai spunem că sunt ateii care au făcut atâta rău, că unii spun da, religia e de vină. Și acum ateii critică pe cei religioși și dacă desființăm religia atunci o să avem mai multă pace și încep să ne recite Imagine al lui John Lennon. Dacă inventariem faptele făcute de Pol Pot sau de dinastiile nordcoreene sau deci s-a întâmplat în China, s-au făcut toate sub steagul ateismului, sub ideologia ateistă. Sigur, sau masacre care s-au comis sub umbrela războaielor. Da, sigur. Deci întrebarea mea este pentru dumneavoastră, cum facem aceste distinții între toți muslimii, unele grupuri care s-au radicalizat, cum putem să ducem spre extinție, pentru că la un moment dat va fi luptă terestră. Legiunea franceză se pregătește să debarce și vor fi lupte terestre, iar soluțiile militare nu sunt dintre cele care să presupună doar cauterizarea unor puncte, unor mici excrescențe, ci va fi extinție fizică. Cred că sunt două planuri aici. Primul plan ar fi cel personal, cel care îl putem pune sub eticheta următoare. Ca și creștini, ar trebui să ne bizuim necontenit, uneori în ciuda evidențelor, pe providența lui Dumnezeu. Excelent. Da. Pe faptul că Dumnezeu lucrează în taină și în chip tainic, în mecanismele civilizației, a lumii, a istoriei. Că Dumnezeu n-a pierdut controlul. Știu că acest mesaj venit pe fondul unei asemenea dureri, nu? La nivel european, pare aproape o demagogie, dar el este un adevăr. Acum e greu de rostit acest adevăr. În vremurile bune, providența lui Dumnezeu ne este atât de prietenoasă. În vremurile, iată, grele, e mai greu să-l afirmi. Un om în vârstă, un creștin în vârstă, spunea pe bună dreptate că moara lui Dumnezeu macină încet. Nu în ritmul nostru, nu cum ne-am dorit noi, nu rezonăm întotdeauna cu planul lui Dumnezeu. Deci, la nivel individual, ar fi bine să ne calmăm. Când spun să ne calmăm, nu să devenim carne de tun. Corect. Nu să rămânem aici, adică să nu... Să fim niște oi duse la tăieri, niște victime sigure. Nu reacționăm până când murim ultimul dintre noi.
O, nu, să ne calmăm, calmul acela care se reazămă pe autoritate mai mare. Parafrazându-l pe Steinhardt, Dumnezeu ne-a poruncit să fim blânzi, nu să fim blegi. Blândețea nu presupune o împietrire în frică. Și nici de cum creștinismul nu este o religie care să încurajeze frica, fricoșii sunt capăt de listă în listele din Apocalipsa. Deci, exact. Îmi place foarte mult acest cuvânt, să ne calmăm. Pace nu putem avea foarte ușor, dar cred că în isteria asta colectivă, calmul, isihia despre care vorbesc părinții bisericii, acel calm care se instaurează și vine din Duhul Dumnezeu și este ca un lac care se liniștește și după ce bate vântul. Și un calm pe care îl construim. Sigur, sigur. E un calm care vine din afară. Din afară vine numai ispită, durere, fobie, nu? Spaimă. E un calm pe care îl construim pe dinăuntru. Și un calm care vine de relația cu Dumnezeu. Da. Așa cum ați subliniat, Dumnezeu este încă pe tron și aș vrea să mai subliniem un lucru. Recitind zilele astea Efeseni pentru o conferință pe care o am în viitor apropiat, mă recitit din pagină în pagină și cu mai mare atenție. Și plasându-mă eu însumi între scripturi și ziare, mi-au venit pe ureche știrile din ziare și din scripturi am auzit următorul glas. Noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui. Adevăratul dușman, până la urmă urmei, nu sunt, iată, acești oameni slabi făcuți din carne și sânge. Da, unii se detonează. Unii pun la cale planuri și atacuri extrem de șirete și de viclene, dar până la urmă sunt niște oameni sortiți judecății lui Dumnezeu și dispariției biologice, judecății veșnice. Dumnezeu este pe tron, asta este adevărul pe care l-ați afirmat adineauri și diavolul lucrează numai cu permisiunea lui Dumnezeu. Aflăm asta din cartea Iov, unde cere voie să se atingă de Iov, cere permisiune, nu face de capul lui. Ori dacă Dumnezeu îngăduie cu limită și ne dă semnale clare când n-a pierdut omenirea de sub control. Aici aș vrea să lărgesc discuția, vorbind despre reacția creștinului la violență în general. Tot de pe paginile ziarelor și ale televiziunii ne-au venit și imaginile de la colectiv. Răspunsul societății românești a fost violent. S-au răzbunat pe politicieni, au căzut guverne, s-au produs tulburări sociale. A fost un efect al bulgărelui de zăpadă. Exact, exact. Din nou, această violență nu vine, nu căutăm țapii ispășitori, ei vor plăti. Cei care s-au făcut vinovați de încălcări, de corupție, vor plăti și bine este că societatea se igienizează prin acest catarsis, prin acest țap ispășitor. Dar știm bine amândoi că miezul problemei nu este aici. Noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui. În momentul când s-au radicalizat iarăși două tipuri de creștini, unii care au zis copiii au fost niște sfinți care au murit nevinovați, și cealaltă extremă, copiii au fost niște sataniști care au murit pentru că așa trebuie, așa le-a făcut Dumnezeu. Cum răspundem acestor două extreme de pendul? Cum găsim și aici linia de echilibru? Mă gândesc că și aici, cum am scris și eu la vremea potrivită și am încercat să răspund multor întrebări, mă gândesc că și aici ar trebui să plecăm de la premiza aceasta creațională. Vedeți, tinerii aceia care au murit în colectiv, ei ca și noi sunt creația lui Dumnezeu, pentru că prin creație toți suntem ai lui Dumnezeu. Subliniez, prin creație. Prin urmare, fiind vorba de creatură sau creaturi ale lui Dumnezeu ca și mine, nu cred că îmi dă dreptul să judec nici într-o extremă, nici în cealaltă. Eu nu am, când spun să judec, să mă explic, eu nu am dreptul căderea nici să-i absolv, să spun au fost nevinovați. Cum am văzut și eu prin ziare, au fost îngeri. Da, au murit, zburat direct spre ceruri. Da, au murit cumva
pentru noi, dându-ne o lecție. Aproape într-un act martiric. Lucrul ăsta, deci aia mi se pare o extrem de periculoasă. În momentul când am auzit chiar și creștini, am fost dezamăgit de următorul fapt. Am avut impresia că unii au găsit deschisă, ori au spart poarta de la Conciliul Sfintei Treimi. Sau au intrat cu forța în acea cameră de conciliu și au auzit Sfânta Treime făcând deciziile și luând deciziile în privința ce s-a întâmplat la colectiv. Și au venit și ne-au spus și nouă ce s-a întâmplat la colectiv, ce a decis Sfânta Treime în Franța, la Bataclan. Tipul ăsta de atitudine de a trece înspre extrema în care ce s-a întâmplat la colectiv a fost un act martiric și iată, societatea românească se zidește prin act martiric, se reînnoiește, este un fel de sacrificiu pentru noi, pentru buna noastră mântuire și mergere asta mai este, departe. Asta este o mistică prost înțeleasă, o naivitate. Corect. Ca să spunem elegant, o naivitate tipic mioritică. O naivitate care se clădește pe veșnica noastră tendință de a fi mai mult decât e cazul de partea victimei. Corect. Deci suntem naivi, iar naivitatea a atins cote maxime, cu colectiv cel puțin, în acest pretins martiraj, de care și eu m-am speriat. Cum e posibil să asociezi martirajul, ideea de martiraj, cu ceea ce s-a întâmplat acolo? Da, copiii au fost niște copii care au fost acolo în momentul acela de tragedie, nefericit, putea fi fiul meu. Absolut. Și întotdeauna m-am înspăimântat la lucrul ăsta, dar pe de altă parte, cealaltă extrema pendulului în care niște sataniști i-am confruntat pe ceilalți și am spus, de când ați mai stat de vorbă cu un rocker? De când n-ați mai stat? Prin pasiunea mea pentru chitară, destul de des m-am întâlnit cu rockeri. Am avut dialoguri și dacă ar fi să fac un profil, i-am spus eu, rockerul mediu binevoitor român, sunt majoritatea dintre ei oameni care au meserii, unii sunt arhitecți, alții sunt IT-și, după cum s-a și văzut în lista aceea, oameni care au un gol, au o căutare, au o frământare. Și o sensibilitate uriașă. Da. Și sunt oameni care am putut purta discuții extrem de inteligente, uneori chiar mai cu sens decât cu mulți credincioși, preocupați unii dintre ei de metafizică. N-aș spune de teologie, dar de metafizică cu siguranță. Ori a pune ambele etichete între sfânt și demon asupra semenului mi se pare un act de judecată de care ar trebui să ne ferim și să ne dăm un pas înapoi, amintindu-ne textul din Scripturi, din Luca 13, de la 1 la 5, când sunt cumva evenimente asemănătoare, avem un act de violență umană, cum s-a întâmplat la Paris. Galileienii au fost măcelăriți de Pilat. Avem un act de un ghinion, pun între ghilimele, ghinion. Un turn a căzut peste niște oameni. Domnul ia și sintetizează cele două știri. Una i-o aduc oamenii, pe cealaltă o aduce Mântuitorul, le amestecă în aceeași creuzet și vine cu soluția. Dacă nu vă pocăiți, cu toții veți muri la fel. Și aici, cu siguranță, moarte, de care amintește, nu este moarte prin violență, ci vezi pieri la fel, adică vă așteaptă același destin veșnic. Dacă vreți să căutați o relație cauză-efect, cauza este pocăința sau nepocăința, efectul este viața veșnică departe de Dumnezeu sau în proximitatea lui Dumnezeu. Până la urmă, cred că, așa cum spuneați și cum plecând de la textul acesta biblic, diavolul urmărește în viclenia lui să creeze o diversiune, să ne distragă atenția de la noi, de la mine, la tine, la altul, la celălalt. Și spun un pic mai pretențios, dar o să mă explic, să facem teozofie în alb și negru. Cred că numai moralitate trebuie să facem în alb și negru. Păcatul e păcat, neprihănirea e neprihănire. Dar teozofie, adică să discuți destine eterne, destinul etern, să discuți răul gratuit, răul natural, răul care survine, pe care nu-l alegi tu, ci care el te alege pe tine. Să discuți toate acestea în alb și negru, deci este un punct prost de plecare.
și sper că, mai ales după ce toate acestea s-au întâmplat, creștinii să priceapă faptul acesta. Că trebuie să avem măcar bunul simț, respectul în fața suferinței unor oameni. Trebuie să avem acel tip de respect în fața catafalcului, adică nici nu s-au îngropat victimele și foarte mulți creștini, într-o lipsă de sensibilitate scandaloasă, au ieșit cu etichete, erau mame și tați de vârsta noastră, aveau copii acolo de 15, 18, 21 de ani, nu erau îngropați încă morții și creștini drept măritori. Împărțeau destinele, iad, rai. Aici cred că este punctul în care trebuie să adunăm cele două tragedii, și ce s-a întâmplat în Franța și ce s-a întâmplat la București, sau în ordine ce s-a întâmplat la București și apoi în ordine cronologic în Franța. În dreptul lui Dumnezeu, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este încă pe tron, Dumnezeu n-a uitat niciun detaliu. Suntem cu toții în fața Lui spulberabili din cauza păcatului. Plata păcatului este moartea. Și dacă avem acest har de a cunoaște lumina și harul Lui, lucrul acesta trebuie să ne chircească sub responsabilitate. Trebuie să ne apese responsabilitatea de vesti acestor oameni lumina Evangheliei. Ce e de făcut? Dacă ar fi să ne îndreptăm, morții vor fi îngropați, lacrimile se vor usca, presa va uita, vor rămâne, cum spunea un preot, numele de la colectiv vor rămâne în pomelnicele noastre, dar voi îi veți uita. Tragedia asta va fi ștearsă de sărbătorile care imediat vin. Și Franța se va calma. Ce e de făcut? Noi rămânem la fel, intrăm în același mod de viață mai departe sau schimbă ceva în noi? Dacă aceste tragedii nu schimbă strategiile noastre și nu schimbă modul nostru de viață, cred că suntem în riscul de a trece pe lângă aceste evenimente neschimbați sau devenind din ce în ce mai puțin simțitori față de semeni. Cred că ar trebui să învățăm două lecții și să reevaluăm un mare adevăr. Cele două lecții ar fi să învățăm a nu generaliza. Cred că aceste situații particulare până la urmă ne obligă să ne maturizăm și să o sfârșim odată cu generalizarea, care numai rău ne face, care numai animozități creează tensiuni, care și în planul mărturiei creștine ne compromite. A doua lecție este să nu fim reducționiști. Să nu reducem întreaga existență, realitate, chiar prezentul, să nu-l reducem la un eveniment, oricât ar fi el de solicitant din punct de vedere emoțional. Odată ce am învățat aceste două lecții, pe care sper să le învățăm, să reevaluăm un adevăr fundamental, anume că Dumnezeu își exercită voia pe pământ prin biserica Lui. Atât de mult vorbim și uneori atât de impersonal despre cum Dumnezeu conduce, cum voia Dumnezeu se va face în cele din urmă. Dar trebuie să punem punctul pe ei și să ne simțim responsabili. Dumnezeu își exercită voia prin biserică. Cum altfel ar putea să o facă? Dumnezeu nu are o altă instituție, nu are o variantă B, ci biserica Lui este interfața între cer și pământ. În contextul acesta ar trebui să ne reevaluăm metodele de evanghelizare. Cred că la nivel local și la nivel de strategie ar trebui să ieșim dintre zidurile bisericii și să ne ducem spre categorii sociale pe care le-am ignorat, de care ne temem, și să facem acel exercițiu al alterității, să încercăm să-l înțelegem pe celălalt. Pe alogen, pe străin, da. Să nu devenim xenofobi. Și aș mai adăuga probabil două lecții la această listă foarte importantă și generoasă. Cel puțin două lecții pe care eu le-am învățat cu aceste evenimente și cu altele. David DeWitt, în cartea Bărbatului Matur, la un moment dat spune că dezvoltarea creativității se face prin multe metode, dar printr-o metodă care este cumva contraintuitivă, și anume prin așteptare. Prin blocarea în așteptare.
Și anume, lecția pe care o putem adăuga celor pe care le-ați amintit este în astfel de momente să tăcem, să ne întârziem reacția. Să, uneori credem că scoatem, acum dacă nu o spun acum, nu o să mai spun niciodată așa de bine. Nu, întârzierea în răspuns ne poate aștepta, ne poate da, sau această așteptare ne poate da acea esență decantată de substanța gândirii care este mult mai înțeleaptă decât prima reacție. Un pic mai întârziați cred că ar trebui să fim în reacții, să așteptăm să treacă evenimente, să așteptăm să se exprime. Uneori este de bun simț să așteptăm să se exprime poliția. Politicienii ies fiecare și în fața camerelor și se exprimă imediat, își exprimă condoleanțele, se exprimă îngrijorarea. Cred că uneori ar trebui să așteptăm să se exprime poliția, să se exprime pompierii, să se exprime cei medicii, de la ISU, da. Medicii și așa mai departe. Și apoi, dacă toți simțim nevoia și presiunea extraordinară de a avea o reacție, să avem o reacție filtrată prin cuvântul Scripturii. Dacă așteptăm 7 zile, avem cel puțin 7 zile de reîntâlnire cu Domnul. Avem 7 zile de umplere cu Scripturile. Avem 7 psalmi citiți, probabil. Avem 7 capitole din Proverbe citite. Poate că mintea se ustoiește un pic. Avem 7 zile de implozie. Corect. De ce să începem cu explozia? Da. Putem să facem rău în jur. În timp ce spuneați toate astea, mi-a venit în minte o imagine pe care orice adolescent o trăiește în relația cu bunicul lui. Când eu eram adolescent, eram indignat de felul bunicului meu de a nu răspunde de îndată. Și spuneam că nu e corect. Și spuneam că trece timp, pierde ocazii. Că nu știe să fie oportun. Mă obosea tăcerea lui. Întotdeauna îmi răspundea, dar cu un delay, cu o întârziere, pe care atunci n-am înțeles-o, dar spre care acum tind. Cred că este parte din înțelepciunea senectuții. Și dacă perii albi sunt semn de înțelepciune, probabil unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm după aceste tragedii, dacă Dumnezeu ne îngăduie să îmbătrânim și nu ne ia în mod violent de pe pământ într-un fel sau altul, este să învățăm să ne respectăm noi înșine perii albi prin tăceri înțelepte care să cumuleze tensiunea aceea și presiunea vulcanică a unui răspuns înțelept. Îi mai iubim pe musulmani? Eu zic să iubim și mai mult. Eu zic ca să facem diferența, oricât ar fi de greu, între faptele lor și ei, ca și creatura lui Dumnezeu. Cred că trebuie să ne manifestăm iubirea cu atât mai mult în condiții de dificultate. Dumnezeu ne-a iubit pe noi în Hristos când eram atât de departe, când îi întorceam spatele, când îl batjocoram. Nicăieri iubirea n-a fost mai vizibilă ca pe cruce. Pentru că Hristos a confruntat atunci, ca să revenim la temă, cu o violență uluitoare. Ori iubirea lui Dumnezeu a strălucit pe cruce în mijlocul violenței. Și a doua întrebare, îi iubim pe rocări? Să iubim mai mult decât am făcut-o, să încercăm să înțelegem. În general, cei pasionați de muzică sunt greu de înțeles. Artiștii sunt și melomanii sunt poate o categorie aparte, iar medicii, psihologii ne explică asta. Să nu uităm că rockerii mai ales, prin ținuta lor, prin frizura lor, prin reacțiile lor, felul lor gălăgios de a fi, de fapt bravează. Ironia lor acidă, ironia față de religie, da. Și așa mai departe. Ei de fapt bravează și fac tot ce pot, tot ce știu, pentru că n-au altceva mai bun. Pentru că n-am reușit să-i sensibilizăm, pentru că n-am reușit să-i luăm așa cum sunt ei, să-i aducem cu noi în întrunirile noastre. Pentru că am vrut neapărat să-i trecem pe la frizer. Asta m-am învățat eu după colectiv. O tendință pastorală eșuată, de fapt. Am vrut să-i trecem pe la frizer întâi, am vrut să le dăm noi alte haine de ale noastre, am vrut să le punem cravată, să fie ca și noi. În loc să ne ocupăm de nevoile lor fundamentale, lăuntrice. Ei strigă, de fapt, prin toate astea. Și o fac mai violent decât generația emo, sau eu știu. O fac mai violent. Poate pe ei ar trebui să-i auzim mai bine de acum înainte. Am întrebat acest lucru pentru că s-ar putea ca din nou să fim înțeleși, să mai trebuiască să facem o emisiune. N-am întrebat dacă iubim muzica rock. Aici este o altă discuție și poate cu muzicienii vom face o discuție separată despre muzică, ci ne concentrăm asupra persoanelor, așa cum ați subliniat, sunt chipul lui Dumnezeu.
armatele trebuie să-și facă datoria lor și și-o vor face, politicienii își fac datoria lor și și-o vor face, pastorii trebuie să-și facă datoria lor și mă rog Domnului să-și o facă. Și eu mă rog la fel. Iar credincioșii trebuie să-și facă datoria lor și aici avem marele dileme. Cum vom reacționa, pentru că se pare că trăim vremuri complicate la care nu putem da răspunsuri facile. Violențele vor continua în Europa, așa se pare. Parisul este, din câte vedem, un început. Amenințările teroriste vor exploda într-o salbă din aceasta violentă și temerea mea personală este că Europa se va radicaliza extrem de rapid și într-un mod neașteptat. Iată, se închid granițe, forța de muncă este închisă dincolo de granițe, deja deținătorii de companii care utilizează forță de muncă ieftină astăzi au strigat și am ascultat știrile dimineață și euro începe să se prăbușească și încep tendințe de clătinare a pieței comune europene. Ce reacție trebuie să aibă biserica? Ați dus discuția spre biserică și cred că aici este răspunsul. Ce reacție trebuie să aibă biserica, mai ales că este în Occident atât de slăbită, atât de diluată, credința este atât de lipsită de coloana vertebrală și de măduva biblică. Plângem de mila veste europenilor că li s-a subțiat atât de mult mărturia creștină, ei sunt cei mai atacați acum. Cum vom răspunde, și vin cu a doua întrebare, bisericile neoprotestante, evanghelice din spațiul est-răsăritean și cum vor veni în ajutorul celor din Europa de vest? Cred că o prima reacție care ar trebui să o avem ar fi să ne articulăm mai bine mesajul. Mă refer aici cu prioritate la pastori, la vorbitorii publici, la cei care ajung la microfoanele bisericilor și ale conferințelor. Cred că dacă am căzut într-o oarecare măsură în clișeu, în ritual, toate acestea ne trezesc. Eu cred că prin ricoșeu ceea ce se întâmplă face bine bisericii. Repet, prin ricoșeu, în mod indirect, nu ne-am dorit să se întâmple astea. Dumnezeu însă are umorul lui în istorie. Cred că mesajele noastre va trebui să fie mult mai aplicate pe teme precum etica muncii, iubirea de aproapele, pe care am scăldat-o în poezie și în cântec, dar pe care niciodată n-am avut ocazia să o descriem atât de profund ca acum. Să nu uităm, adaug la cele spuse, că în curând, sau sunt pe cale de a veni și în țara noastră, potrivit unui algoritm european, un anumit număr de imigranți care vor fi printre noi, față de care trebuie să ne raportăm într-un anumit fel. Deci eu cred că deja avem ocazia să aplicăm în mesajul nostru iubirea creștină mai mult decât am făcut-o până acum. Să le spunem părinților, fiți atenți cum veți reacționa în fața copiilor când o să vă spună, venind de la școală, am un coleg sirian, am un coleg. Se întâmplă ceva totuși contra acestei mișcări. Biserica se trezește și reacționează foarte târziu. Ați văzut ce s-a întâmplat la colectiv. De-abia după reacția societății, care s-au întrebat, bun, am văzut acolo asistenți medicali, am văzut acolo pompieri, am văzut acolo voluntari, am văzut acolo liceeni de la liceele sanitare încercând să vină în ajutor. N-am văzut preoți. Eu am următorul reproș. N-am văzut pastori care să fie acolo măcar să se roage alături sau de părinți. Sau pentru un moment de reculegere. Da, pentru un moment de... Și nu neapărat ca să vină cu aparat de fotografie și cu camerele după ei să fie filmați acolo. Dar în toată vânzoleala aia, cred că câțiva lucrători, avem prezbiteri în zonă, lucrători, evangheliști, avem pastori de toate confesiunile evanghelice, ar fi putut fi acolo să spună, uite, sunt pastor, vreau să... mă rog pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pot să vă spun un cuvânt de încurajare din Scripturi și așa mai departe. Deci cred că noi suntem foarte agresivi în alte situații, dar parcă dispărem tocmai în aceste situații de criză. Și am mai observat ceva. Am repetat acest lucru în zilele astea de mai multe ori și devine pentru mine o îngrijorare.
că s-a produs o fractură paradigmatică, și anume s-a întâmplat în New York în 2001, s-a întâmplat la Revoluție în 89, s-a întâmplat la Madrid. Când oamenii s-au simțit amenințați, au fugit imediat instinctiv spre catedrale. Catedrala a fost locul de adăpost, au fost locurile în care oamenii au căutat, nu neapărat adăpost fizic, pentru că o catedrală nu te-a Notre-Dame, nu cred că poate proteja împotriva unei atentat cu bombă, dar oamenii căutau în catedrale acel reper, acel confort. Mai degrabă metafizic decât. Da, da. Căutau fereastra deschisă spre cer într-o lume care avea un plafon de plumb în toate aceste explozii. Nu s-a mai întâmplat asta. Parisul, cred că din acest punct de vedere, reprezintă o fractură ideologică pe care o vedem foarte clar. Reacția oamenilor nu mai este de căutare a răspunsului către simbolurile creștine. Pentru că Franța și Parisul, ca un vârf de lance, e una dintre țările europene care au pledat aproape cu ultima carte pe secularism. Uh-huh. Iar acum, dacă e să facem o judecată de valoare la nivel conceptual, iată cât de scump se plătește prețul acesta. Oamenii nu mai au instinctul de a alerga spre biserică, mai degrabă în Est, mai degrabă în România. Acele reacții din partea societății civile, mai ales în spațiul internauților, unde e biserica, de ce vine biserica atât de târziu, de ce reprezentanții bisericii oficiale vin atât de târziu, eu am văzut-o ca un semn bun. Faptul că cineva întreabă, da. Interpelează unde e biserica, arată că se simțea nevoia sau era de bun simț ca biserica să fie acolo. Da, bisericii va reveni o sarcină extrem, extrem dificilă în următoarea perioadă, căutându-și enoriașii, golite fiind de prezența propriilor clienți, propriilor membri, căutând să devină, să-și înnoiască discursul, să devină auzibilă pentru, iată, generația rockerilor de la colectiv, biserica va pendula între aceste răspunsuri extreme pe care le-am amintit. Părerea mea este că va greși în ambele extreme și cred că împreună, și rog pe telespectatorii noștri să ne scrie și să ne spună cum ar aștepta ca biserica să răspundă la acest soi de violențe care ne înconjoară și care va inflama, cred, societatea noastră în următoarea perioadă. Acest feedback ne-ar ajuta foarte mult, iar pe de altă parte noi îi asigurăm că ne străduim cât atârnă de noi să fim în căutarea echilibrului. Frica nu este o soluție, da, în mod clar. Reacția violentă nu este o soluție, în mod clar. Închiderea inimii față de frații noștri nu este o soluție. Am văzut ieri, căutând material pentru discuția noastră, am văzut ieri o serie de 23 de fotografii din Siria. M-au zguduit profund când am văzut de ce fug oamenii aceia, ce se întâmplă acolo, și când noi discutăm în confort, la căldură și în clădiri nezguduite de bombe, cu copiii sănătoși pe lângă noi, despre oameni care își poartă doi copii, un tată cu doi copii morți, loviți de explozie. Când comparăm ambele forme de violență, am văzut la un moment dat niște bombe pe vârful cărora scria "De la Paris cu dragoste" și după aceea efectul acelor bombe. Inima mi-e sfâșiată între mila față de tatăl care are doi copii nevinovați sfâșiați de bombe și cei care își îngroapă morți în Paris. Este acea scrisoare superbă a jurnalistului care spune o lecție, cred, extrem de importantă: nu vă voi învrednici nici măcar de ura mea. Nu veți avea nici măcar atâta atenție, nici din partea mea. Soția lui a fost ucisă în Paris, vineri,
își crește singur fiul de 17 luni și ca unul care am fiu mâine, poi mâine de 13 luni, îmi dau seama ce înseamnă pentru un copilaș care abia începe să meargă, să vorbească, să crească numai cu tatăl, să fie dintr-o dată secționată relația cu mama care este moartă și spune: îmi voi educa în așa fel copilul încât să nu vă urască și nici măcar să nu vă dea atenție. Pentru că în momentul când urăști pe cineva, îi dai atenție, devii legat cu un lanț de fier, ca într-un film pe care l-am urmărit mai de mult, între doi deținuți care se urau reciproc, dar erau legați de același lanț. În momentul când urăști cu pasiune, ești legat. În momentul când iubești, și mai ales când iubești pe Dumnezeu cu toată, nu știu dacă acel jurnalist este credincios sau nu, bănuiala mea este că nu, este așa cum spuneți, complet secularizat, dar totuși a avut o intuiție, o sclipire din acel chip al lui Dumnezeu: voi iubi viața mai mult decât iubesc ura pe care vreau să vă o administrez, pe care în mod natural tind să o administrez. Mircea Vulcănescu a cunoscut violența cum puțini români au cunoscut-o. Și a lăsat scrâșilat pe pereții temniței să nu ne răzbunați. Mi-a venit de câteva ori în minte Mircea Vulcănescu în ultimele zile. Cu multă putere ne rezonează din scripturi, din aceste direcții. Jurnalistul din Paris, Mircea Vulcănescu, și vocea din scripturi, care spune: răzbunarea este a Domnului. Dragostea nu este poruncită nouă, dar nu este poruncită o dragoste aspră. Stimați telespectatori, am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan un subiect delicat, dificil, și iată, încercăm să aproximăm soluții, încercăm să venim în apropierea unor soluții. Soluția fundamentală este Dumnezeu. La El, în suveranitatea Lui, în slava Lui, în Dumnezeul care conduce istoria, de acolo avem răspunsul. O atitudine de închinare și de calmare, soluțiile minore care decurg din astea au fost enumerate de pastorul Ghiță Mocan, dar soluțiile majore spre care ne îndreptăm este doxologia. Ne închinăm în fața unui Dumnezeu care își va conduce istoria. În momentul când acest Dumnezeu ne va porunci să ne apărăm familiile și țara, o vom face fără ezitare. Dumnezeu acesta ne-a poruncit să ne apărăm iubind pe aproapele nostru, pe cel mai aproape familia și pe aproapele nostru care vine în apropierea noastră, voit sau nevoit, că dorim noi sau nu dorim. Așteptăm reacțiile dumneavoastră, așteptăm întrebările dumneavoastră și sperăm că în această discuție am deschis cumva cu un felinar, un drum care să se vadă prin lumina cuvântului. Să nu reacționăm rapid, să tăcem o vreme, să lăsăm cuvântul să se sedimenteze în sufletele noastre, în cristalizarea unor răspunsuri înțelepte. Mulțumesc din nou, pastor Ghiță Mocan, pentru contribuția la încercarea aceasta de a găsi împreună, în lumina cuvântului, o cale de răspuns, la mijloc, nu într-o extremă, nu în cealaltă, ci acolo unde Dumnezeu vrea să ne așeze. Cu drag.